PNL Călăraș a anunțat în cadrul unei conferințe de presă candidații pentru alegerile locale parțiale din Comuna Cuza-Vodă și Comuna Frumușani. Astfel, pentru Comuna Cuza-Vodă va candida Monica Ceaușescu, iar pentru Comuna Frumușani a fost anunțată candidatura lui Ștefan Lăduncă. Prezent în conferința de presă, senatorul Ciprian Pandea a vorbit despre localitățile care au primit până în prezent finanțare prin PNDL, despre PNDL 3 ce se va deschide în toamna acestui an și despre viitoarele investiții prin CNI. Bună ziua, vă spun și eu, așa cum cei doi candidați s-au prezentat, aveți o doamnă, avem o doamnă la Cuza-Vodă care are o experiență mai mult decât aprofundată în ceea ce privește accesarea de fonduri europene și nu numai. Asta înseamnă că sloganul nostru cu dezvoltăm Călărașul va continua cu dezvoltarea localității Cuza-Vodă. Deși o vedeți așa mai micuță și mai firavă, să știți că este de departe foarte puternică, unor mai puternică decât mulți bărbați din partidul nostru. La Frumușan îl avem pe domnul Ștefan Lăduncă, care, așa cum s-a prezentat, are o vastă experiență ca secretar al Comunei, ca a fost secretar al Comunei și nu în ultimul rând a funcționat în cadrul la ANSVSA. Ceea ce înseamnă că administrația publică, sau mă rog, experiența din administrația publică, atât centrală cât și locală, își va face simțită prezența în ambele localități. Acum, ascultând-o pe Monica, vreau să vă spun și să facem niște anunțuri, ca să spun așa, în ceea ce privește finanțarea pe drumurile localităților, se va deschide un PNDL 3 în toamna anului ăsta, urmând ca fiecare primărie din județ să depună proiecte pe măsura respectivă. Apa și canalul vor fi atât finanțate prin CNI, cât și prin fondul de mediu, în cadrul PNRR, și celelalte, obiective, dispensar, școli, grădinițe, creșe, etc., tot ce înseamnă construcții civile, vor fi finanțate prin CNI, începând cu luna viitoare, se vor accesa fondurile, respectiv vor începe finanțările. Într-adevăr, dacă, Cuza-Vodă este mai aproape de Călăraș, cu siguranță organizația municipală, unde am fost prezent aseară la o ședință, va fi prezentă alături de Monica și își vor face, dincolo de faptul că își vor face simțită prezentă, o vor și ajuta cu tot ceea ce vor putea. Dar la Frumușani, fiind foarte aproape de București, cred că obiectivele de dezvoltare vor trebui să fie mai aprofundate pentru că cerințele vor fi mult mai mari. Pentru că deja au un cartier rezidențial care se dezvoltă acolo și mă gândesc că atât prietenii noștri de la IFO vor vrea să ne fie alături, astfel încât să putem să dezvoltăm cât mai aprofundat localitatea. Nu vă ascund faptul că guvernarea aceasta va dura garantat până în 2024, motiv pentru care și îndemna pe cetățeni să voteze candidații noștri dacă într-adevăr își doresc dezvoltarea localităților și își doresc ca tot ceea ce și-au propus candidații noștri ca obiective să fie duse la îndeplinire. Așadar, dacă la Cuza-Vodă continuăm ceea ce a început domnul primar, Dumnezeu să ierte, Adrian Popa, la Frumușani ne bazăm pe schimbări majore și pe o dezvoltare mai accelerată. Scopul acestei conferințe de presă este prezentarea celor doi candidați pe care PNL Călăraș iară pentru cele două localități unde se organizează alegeri parțiale. Este vorba de Cuza-Vodă și de Frumușani. Din păcate, știți foarte bine, la Cuza-Vodă am avut primar liberal și datorită pandemiei am pierdut un coleg și un prieten în persoana domnului Adrian Popa. La Frumușani, datorită faptului că cel care a câștigat alegerile n-a putut fi învestit ca primar datorită unor probleme de natură a stării de incompatibilitate. Și ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră să vi-i prezentăm, să-i vadă publicul călărășan. Eu, împreună cu colegul meu Ciprian Pandea, am considerat că este oportun să vin în fața dumneavoastră cu
să se prezinte, să vedeți care sunt CV-urile dumnealor, ce proiecte au pentru comunitățile unde vor să candideze și eu îmi exprim că toată încrederea că cu astfel de oameni județul Călăraș poate să atragă mai multe fonduri europene, mai multe fonduri naționale și cu siguranță putem să transformăm județul ăsta dintr-un județ sărac într-un județ care să valorifice potențialul uman și al resursei pe care o are. Încep prin a-l prezenta pe Ștefan Lăduncă. Ștefan are experiență administrativă și vă spune el mai multe despre el. Bună ziua! Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Ștefan Lăduncă. Am 52 de ani. Sunt căsătorit, am 2 copii. Locuiesc în Comuna Frumușani din 2004 și împreună cu echipa PNL a județului Călăraș consider că putem ridica nivelul de trai al locuitorilor din Comuna Frumușani. După cum probabil știți, Comuna Frumușani se află la aproximativ 15 km de București. Datorită acestui fapt, există o posibilitate a dezvoltării economice și ridicarea condițiilor cetățenilor în Comuna Frumușani. Ca experiență profesională, sunt absolvent a Facultății de Drept în 1998. Am exercitat funcția de secretar al Comunei Frumușani aproximativ timp de 15 ani, iar din 2012 și până în prezent sunt funcționar public în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentară. Ca și priorități, în primul rând, localitatea. De ce m-am decis să candidez? Localitatea arată jalnic. Nu știu dacă ați trecut prin China să o vedeți. Și am convingerea că împreună cu echipa de la PNL a județului Călăraș pot să dezvolt și să atragem investitori în această zonă a județului. Ca și proiecte, ce mi-am propus în următorii 3 ani, că mandatul va fi pe 3 ani, dacă o să ajung primar și cred că o să ajung, ar fi urgent înființarea rețelei de canalizare și a unei stații de epurare care nu există în Comuna Frumușani, deși suntem foarte aproape de capitală. De asemenea, mi-aș dori și aș depune un proiect în ceea ce privește extinderea rețelei de gaze. Până anul trecut, noi nu aveam gaze în localitate. Acum au introdus ceva timid și cu o rețea de 110 km stradală s-a implementat doar 16 km. Mi-aș dori de asemenea reabilitarea și modernizarea tuturor drumurilor din localitate. Mi-aș mai dori să fac multe, sunt multe de făcut în Frumușani. Acum, recent am demarat și o propunere de hotărâre de Consiliul Local, bugetarea participativă, implicând cetățeanul în luarea deciziilor administrației publice locale. De asemenea, aș putea să demarăm și un proiect privind transparența în administrația publică locală, care lasă de dorit după vechea administrație. Monica Ceaușescu este o tânără care vine din mediul privat și care a fost în echipa regretatului primar Adrian Popa. Și o las pe ea să se prezinte. Am mare încredere că și Monica alături de Ștefan vor convinge oamenii că ei au soluții și au proiecte și veți vedea că vom avea niște candidați care vor vorbi de dezvoltarea localităților lor și vom încerca să facem o campanie pentru oameni și în folosul oamenilor. Monica, mulțumesc!
Mă numesc Monica Ceaușescu, am 33 de ani și am o fetiță de 3 ani. M-am născut în Cuza Vodă. Acolo am urmat cursurile învățământului primar. De asemenea, acolo trăiesc, acolo muncesc și acolo vreau să-mi cresc și să-mi dezvolt în continuare familia și afacerea pe care o conducem în continuare. Am urmat cursurile Liceului Teoretic Mihai Eminescu, ulterior am absolvit facultatea de științe economice. Am lucrat în perioada 2013-2017 la Teresul Muntenia și pot spune că am dobândit numeroase cunoștințe în accesarea fondurilor europene, începând de la scrierea unui cer de finanțare până la implementare și participarea la viste de studii pe teren. Am implementat 10 proiecte pe fonduri europene internaționale și de aici, coroborat cu aceasta, am plecat în mediul privat, mi-am dezvoltat afacerea, familie, am accesat fonduri europene în valoare de 35 de miliarde, dintre care 70% este finanțare nerambursabilă și îmi doresc pentru comunitatea Cuza Vodă să pot să ofer locuitorilor un viitor mai bun, să pot să continui proiectele pe care Adrian Popa, care în afară de primarul nostru, este prietenul meu, colaboratorul meu, și să putem oferi locuitorilor o comună europeană și un viitor mai frumos pentru copiii noștri. Ca manager am viziune și deschidere către noi oportunități, iar ca om, în Cuza Vodă, îmi voi folosi experiența acumulată în cei 10 ani pentru a scoate la lumină potențialul acestei localități. Sunt perseverentă, îmi place să pășim spre mâine zâmbind, cu optimism, pentru că drumul nostru pe care sper să-l parcurgem împreună are nevoie de încrederea că putem trăi mai bine la noi acasă, la Cuza Vodă. Sunt pregătită, dornică, capabilă să fac performanță și îmi place să afirm în modul cel mai plăcut că orice vis, oricât de îndrăznit ar fi, atâta timp cât ai curajul, poate deveni realitate și ambiția să faci asta. De asemenea, vreau să menționez că am ambiția să fiu prima femeie primar din apropierea Călărașului și cu acest prilej să fiu un exemplu pentru mai multe doamne care nu au întâlnit să facă acest lucru până acum. Și de asemenea să fie implicate, să fie în linia întâi și sunt onorată să încep această campanie cu larg sprijin al comunității Cuza Vodă. Aș dori să spun și strategia mea pentru dezvoltarea comunii Cuza Vodă. Aș vrea să încep cu reabilitarea rețelei alimentare cu apă în satul Ceacu, lucrări la rețeaua de canalizare în paralel cu realizarea de grupuri de pompare, asfaltarea drumurilor comunale și realizarea de trotuare în toate satele, pentru 4,5 km, vorbesc de proiectele, mi-a spus că mergem pe continuare, proiectele începute de Adrian Popa. Pentru 4,5 km de drum asfaltat există proiect depus la CNI și de asemenea se face și trotuarul la ieșirea din satul Ceacu. Vom continua de asemenea dezvoltarea pentru că o să punem foarte mult accent pe sănătate, dezvoltarea și reabilitarea dispensarului uman, care este deja depus proiectul la PNDL. De asemenea, continuăm și introducerea gazelor naturale în comuna noastră, pentru care personal m-am implicat și am la solicitările cetățenilor primit acordarea, care este un punct definitoriu în proiect. Și finalizarea lucrărilor de reparație la cele două cămine culturale din Cuza Vodă și Călărașii Vechi. Aș vrea să mulțumesc în primul rând
susținerii domnului senator, domnului președinte, pentru susținerea pe care ne-au acordat-o și ne-au acordat-o pe parcursul și pentru încrederea pe care ne-au acordat-o, că împreună putem schimba și putem oferi un viitor mai bun pentru comunitățile din care facem parte. Și de asemenea aș vrea să menționez că să mulțumesc și familiei pentru sprijinul pe care mi l-a acordat. În mama mea, pot să spun că am plecat și de acasă cu un bagaj în administrația publică. Mama mea a fost viceprimar, iar tatăl meu consilier. Iubesc locuitorii comunei cu Zapodă, îmi doresc pentru ei și pentru mine comunitatea în care să putem să ne creștem copii la standardele pe care toți ni le dorim și cu sigur, sunt sigură că cetățenii comunei vor avea curajul să aleagă pe cine partener și cu viziune și că împreună vom construi și visele noastre vor deveni realitate. Vă mulțumesc! Bună, președinte, bună senator! Cum veți contracara obiceiurile proaste ale PSD-ului condamnate la acuza vădă? În cazul în care se vor repeta alegerile. Despre cine este vorba? Doamna Alecu Elena. Din câte știu, doamna Alecu Elena este funcționar public, încă nu a fost condamnată. Este o situație litigioasă pe rolul instanțelor de judecată. Dânsa trebuie să-și facă treaba la locul de muncă, acolo unde își exercită profesia și să lase politica deoparte, pentru că politica e pentru oameni politici de concentrate, trebuie să facă politica guvernului în teritoriu. Și de contracarat este simplu. Face politică, funcționar public, își pierde funcția. S-a anunțat că nu au alegerilor cum organizațiile județene. Cine candidează la Călăraș? Sau cine și-a depus candidatura? Păi ca să ne depunem candidatura, trebuie prima dată validată propunerea din biroul executiv, duminică, în Consiliul Național. Avem delegații de drept plus reprezentanții organizațiilor de femei, de studenți, de tineri, Liga Aleșilor Locali. Vom merge la București să validăm decizia PES-ului. După care va fi o competiție în fiecare organizație locală, pentru că alegerile încep de la organizațiile locale. După care va fi conferința județeană și, la final, ca într-o democrație, într-un partid politic democratic, vom avea alegeri la vârful Partidului Național. Bun, despre intenția noastră se cunoaște că doriți să candidați. Astăzi n-aș vrea să umbrim conferința de presă a celor doi candidați la examenul pe care îl avem de trecut pentru alegerile parțiale. Iar competiția internă, cu siguranță, la momentul la care vor fi stabilite clar datele la care vom începe alegerile interne, vom face o conferință de presă și ne vom prezenta fiecare dintre cei care vor dori să candideze proiectul politic pentru Călăraș. Există mai multe persoane care doresc să candideze? În Partidul Național Liberal întotdeauna a fost competiție și oricine dorește să candideze, cred că este binevenită o astfel de competiție, pentru că însănătoșește până la urmă modul în care se face politică la nivelul unui partid politic democratic. Eu mi-aș dori să puteți în campania electorală, care sigur va fi de două săptămâni, să mergeți să-i cunoașteți acolo în comunitățile dumnealor și să vedeți și părerea oamenilor despre candidații noștri. Și îmi doresc să discutăm, pentru că tot văd tot felul de discuții în spațiu public călărășean, despre proiecte de dezvoltare și mai puțin atacuri la persoană sau plângeri penale, lucru care nu înțeleg. Știți că este o vorbă din bătrân, hoții strigă hoții, și lucrul ăsta nu cred că face bine.
Știm foarte bine că nivelul de încredere al oamenilor în clasa politică nu este la, să zic așa, la cote bune, dar noi trebuie să venim în fața oamenilor cu chestiuni concrete de îmbunătățirea nivelului de trai. Ne bucurăm că v-au convins de numele meu prin 10 fel de întrebări și sperăm că și votanții din localitățile Zapăde, respectiv Frumășani, o să fie la fel de tăcuți ca și dumneavoastră, dar vor pune ștampila de vot pe candidații noștri. Nu? Da. Suntem încrezători că vom fi echipa câștigătoare.